Lotul sportiv al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu-Știrbei Călărași a obținut locul 3 la etapa finală a concursurilor serviciilor profesioniste. Competiția, la care au participat 13 echipe din toată țara, a fost organizată la Bacău în perioada 27-30 august 2019. Cei mai buni pompieri din țară și-au demonstrat abilitățile și experiența profesională la cele 4 probe de concurs: scara de fereastră, pista cu obstacole pe 100 de metri, ștafeta 4x100 de metri și realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă. La finele competiției, clasamentul a fost următorul. Pe locul 1 s-au clasat pompierii de la ISU Sibiu, pe locul 2 s-au clasat cei de la ISU Bacău, iar pe locul 3 a urcat lotul sportiv al ISU Călărași. Competiția se organizează anual și are ca obiectiv fundamental dezvoltarea și perfecționarea aptitudinilor și a deprinderilor specifice necesare îndeplinirii acțiunilor de intervenție în situații de urgență.